Oameni de milioane cu toate un. la Europa FM. Primul om de milioane pe care îl cunoaștem în 2020 este un superstar venit din lumea trainingului pentru oamenii de afaceri și a câștigat acest renume în ultimii ani, pur și simplu pornind de la zero și schimbându-și parcursul vieții sale undeva când împlinea 20 de ani. Se numește Laurent Sass, Soareș sau Laurent Soare Sass, Ok, oricum. <laughs> Bun venit la Europa Mulțumesc FM. Te, undeva la 20 de ani, student la două facultăți, pui linie și te decizi să o pornești pe un alt drum. Ce s-a întâmplat atunci? Da. Um, pentru cei care ur urmăresc acest interviu, să ascultă acest interviu, este important să știe că acea linie pe care am tras-o atunci nu a fost pentru că am avut o inspirație extraordinară de a-mi schimba viața, de a face ceva semnificativ cu viața mea, ci a fost mai mult o fugă de responsabilitate, în sensul că nu eram un elev foarte bun nici la liceu, lipseam destul de mult, chiuleam destul de mult, responsabilitatea mea față de școală era destul de scăzută, lucru care s-a extins și în facultate și fusese acolo câteva examene pe care le picasem după primul an și oarecum să fug de responsabilitatea față de părinți care mă țineau în Cluj pe banii lor să stau în chirie, să merg la facultate, să nu lucrez pentru banii mei, oarecum să scap de această responsabilitate, am fugit în, în străinătate. Nu știam pe atunci că acea plecare în Portugalia urma să-mi schimbe viața pentru totdeauna din toate punctele de vedere personal, profesional, Așa mai departe. Deci nu a fost, nu aș vrea să vadă oamenii că la 20 de ani am fost pur și simplu inspirat să, să-mi schimb viața, ci am fugit. Am fugit de responsabilitate, cum poate sunt unii care ascultă, au făcut la fel, dar ulterior lucrurile s-au întâmplat în așa fel încât să descoper dezvoltarea personală, să descoper cărțile, să descoper educația non-formală până la vârsta de 21 de ani, chiar 22 de ani. Nu citisem nicio carte în afară de Biblie, tatăl meu fiind preot, pastor, mă cam obligat să citesc măcar Biblia, dar în afară de asta nu citisem nimic altceva. Ba da, am mai citit în clasa 12 -a rezumatul la uh, subiecte de la BAC, la limba română, cartea aia. Ca un rezumat ai fost un soi de oaie rătăcită, înțeleg? Da, da, destul de mult, destul de mult. Și, și în perioada de... Ce s-a întâmplat? Eu am crescut cu într-o familie creștină cu niște principii foarte, foarte sănătoase, dar în același timp stricte. Și la 14 ani când am plecat de acasă de la părinți și m-am dus la Cluj la liceu, liceu teologic... De unde ai plecat? din ce oraș? Eram, trăiam în Dej pe atunci, dar dar ne mutasem în mai multe orașe, pentru că tatăl meu se muta cu biserica. Practic, și atunci, la 14 ani, am scăpat de părinți. Și a fost perioada de rebeliune, care am zis, ca, acum pot să fac ce vreau eu. Și, evident, am gustat tot felul de prostii care existau la vârsta respectivă, zic eu, inocente față de ce există în acest moment, dar am fost, da, rătăcit destul de. Și mult. în Portugalia, ce ai făcut? În Portugalia am plecat la invitația unui portughez care venise în România, a avut o neplăcere să îi se fure actele în România. Eu l-am ajutat ducându-l la ambasadă, petrecând timp cu el și cu prietena lui și oarecum ca și recompensă pentru asta el a spus hai și vizitează-mă în Portugalia când vrei tu. Și oarecum în august, când aveam 20 de ani în acel an, în august, am zis ok, mă duc până în Portugalia o lună, dar te rog frumos, ajută-mă să găsesc cumva un loc de muncă pentru două săptămâni să fac ceva ca să pot să plătesc măcar biletul de autobus pentru că părinții mei nu aveau bani să îmi plătească biletul de avion sau de autobuz sau ce-o fi, să merg eu în Portugalia să stau o lună acolo, chiar dacă acolo stăteam gratuit la acest prieten. Și atunci mi-a găsit un loc de muncă la o firmă de grădinărit, o firmă foarte mică, de fapt era doar patronul care era și muncitorul. Am lucrat acolo două săptămâni, am câștigat suficient mai să plătesc biletul de autobus, care era patru zile până în Portugalia și patru înapoi. Și cealaltă două săptămâni am, am, am avut ocazia să mă plimb un pic prin Portugalia, să cunosc un pic locurile împreună cu acest prieten. Atât de mult m-am îndrăgostit de țara respectivă în acea lună, încât am zis, aici vreau să-mi trăiesc restul vieții. M-am întors înapoi în România și, după vreo șase luni de zile, atunci am decis că renunț la facultate și am plecat înapoi în Portugalia la același loc de muncă. Da, e greu de înțeles, de la sapă la carte și la afaceri. Da, eu am o carte care se numește Titlul cărții este De la Grădinar la Business Coach, adică Antrenor de Afaceri și dacă te uiți doar din exterior la povestea asta și te uiți la perioada de grădinărit și acum la perioada de afaceri sau chiar educație în afaceri, o să spui că este un salt extraordinar, dar nu, a fost o creștere treptată, am trecut de la grădinar, am fost angajat într-un colegiu particular să lucrez în întreținere, să repar chestii, becuri, uși, așa mai departe. Apropo, dacă ne ascultă și tineri, Vreau să le spun un lucru foarte important. Eu, datorită faptului că părinții mei nu aveau suficienți bani, eram trei copii, tatăl meu lucra, salarul de pastor, nu e neapărat preoții aia care câștigă mulți, dar aia care câștigă puțin, mama nu lucra, nu aveau suficienți bani să ne dea, să ne țină trei copii la Cluj la școală. Noi trebuia să muncim vara în internat ca să plătim pe timpul anului internatul respectiv din ce munceam. Acele mici lucruri pe care le-am făcut eu în verile respective m-au ajutat să pot să lucrez după aceea în colegiu. Și pentru tinerii care mă ascultă, dacă vă puneți întrebarea de ce naiba să fac eu chestia asta, scuză expresia, uh, nu știi niciodată. Nu știi niciodată ceea ce înveți în acest moment, când, în moment, în ce moment în viața ta o să-ți fie de folos. Așa că învață, depozitează, că la un moment dat o să-ți fie și de cum folos. Ai realizat că ai carismă, că reușești să transmiți niște mesaje, oamenii să le urmeze și să faci tranziția asta? nici aici n-a fost o revelație, ci cum spuneam, trecând din mai multe joburi, am ajuns trecând prin colegiu în vreo șapte poziții în colegiu, de acolo am ajuns până la nivelul de asistent pentru managerul colegiului și de acolo am avut ocazia să merg la un interviu, să fiu asistent pentru un business coach în cea mai mare firmă de business coaching din lume, care este și în acest moment cea mai mare din lume în acest domeniu și m-am dus, am zis ok, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să se primesc un nu, la interviu, că nu sunt potrivit. Până la urmă am fost angajat și acolo am intrat în contact pentru prima dată cu acest domeniu de afaceri, dezvoltare personală. Șeful meu m-obliga să citesc ceea ce este absolut fenomenal deși eu îl credeam pe vremea respectivă, din nou scuză expresia, un dobitoc că mă obliga să citesc. Adică ce treabă ai tu? Tu pune-mă în lucru și plătește-mă. Dar el nu. O jumătate de oră în fiecare zi trebuia să citesc. Lucru care m-a dezvoltat foarte mult și de acolo am început să prind gustul de a acumula informații și a da mai departe pentru că îl vedeam pe el cum făcea acest lucru prin cursurile lui, prin seminarii, prin conferințe. Practic am avut lângă mine un mentor extraordinar, unul dintre cei mai buni business coach din Portugalia de la care să învăț unul la unul. Și după 2 ani de zile cu acest ton, am, am, am zis ok, este momentul să fac ceva pe cont propriu și trebuia să aleg dacă fac în Portugalia sau în România. Și asta în 2008, să faci business coaching în România, nimeni nu știa, deci era perfect, pentru că era la început. Și puteam să creez o piață, să cresc un val sau să prind valul care urmea să crească în România, lucru care s-a și întâmplat ulterior. Fiind vorba de o piață din asta, au existat și există în continuare foarte multe așteptări din partea unui antrenor de oameni, de afaceri, de business-uri, așa cum ești tu într-o traducere mai uh -huh. necizelată. Și atunci există și foarte multe comentarii legat de ceea ce tu livrezi și ceea ce poți să le oferi oamenilor și ceea ce ei ar aștepta să le livrezi și tu să fii omul care vine și vorbește despre lucrurile astea. Bănuiesc că te uiți în comentariile care apar uh, online. Sigur, că da. Și uh, sunt uh, deschise foarte multe căi de atac, tocmai din cauza parcursului pe care l-ai avut. Pentru că nu ești un om care a mers la școli de business, care nu a studiat și nu s-a antrenat toată viața asta, ci din potriva a trecut prin toate etapele și cumva și-a câștigat drumul până a ajunge să învețe pe, pe alții. Da, uh. e e normal, Teddy, neavând pregătire, neavând studii în acest sens, inclusiv chestia asta, de multe ori mi se spune, cine te crezi tu, grădinarule, să ne predai nou business? Și oarecum sunt legitimele aceste, aceste comentarii, în sensul că dacă tu te uiți doar la o mică bucățică din viața mea când am fost grădinar și excluz toate, toată transpirația pe care am avut-o în ultimii 20 de ani să ajung unde sunt în acest moment, într-adevăr, nu are niciun sens să-mi zici tu, grădinarul din Portugalia, ce să fac eu în afacerea mea. Ce se întâmplă este că oamenii neștiind toate etapele din parcursul nostru, ei judecă ceea ce văd în momentul acesta. Și de asta este legitim să fac acest lucru și atacurile o să existe și eu, părere, convingerea mea este că nu poți să faci nimic în lumea asta fără să fii criticat, contestat. Singura metodă prin care poți să nu fii criticat și contestat este să nu faci nimic. Deși s-ar putea și atunci să fii contestat că de ce nu faci nimic. Și atunci eu prefer să fiu contestat pentru ceea ce fac de către cei care poate nu înțeleg în profunzime sau în întregime ceea ce fac, decât să fiu contestat că n-am făcut nimic cu viața mea. Pentru că, până la urmă, urmei, singura mea responsabilitate este să fiu eu cu integritatea ok, să fiu eu în fața lui Dumnezeu că, băi, n-am făcut nimic ilegal, n-am făcut nimic lipsit de etică, n-am furat pe mine nimeni, n-am înleșelat pe nimeni. Asta este singura mea preocupare. Nu mă interesează dacă cineva este de acord cu ceea ce fac sau nu. Am învățat în timp să, poate-i dură expresia asta, să mă doară în cot ce cred oamenii despre ceea ce fac, Atât din adică cât este legal și etic, și ajută pe aceia pe care, care înțeleg valoarea, nu mă interesează ce crede restul lumii. Iarăși poate să există și calea cealaltă de a contesta ceea ce faci, ok, dar el nu a dus nicio afacere, să zicem, în top fortune, ca să ne raportăm la, la un reper internațional. Da. Totuși, poate să fie la fel ca un profesor. El pregătește elevii, dar stă la catedră, nu se duce neapărat în profesia pentru care îi pregătește. Poate să fie și asta, dar... Afacerea mea, de exemplu, anul trecut, anul fiscal trecut care s-a încheiat deja și unde există cifre publice deja și pe Ministerul Finanțelor, a fost aproape 2 milioane de euro, care este în top 3% din toate firmele din România, respectiv pe locul 3 în domeniul trainingului din România. Deci nu este o firmă mică. Din contră, să fim în top 3, având în vedere că gândiți-vă că în România sunt 525.000 de firme active, vreo 250.000 care sunt inactive, deci vreo 700.000, din care 1.000 cele mai mari firme aduc jumătate din toate veniturile din România. Deci toată economia din România este adusă din 1.000 de firme. Dacă mergem un pic mai departe, o să vedem că 3% din firmele din România, unde se încadrează și compania mea, peste un milion de euro cifra de afaceri, 3-4% generează 75% din toată economia țării. Iar eu fac parte din ea. Deci este până la urmă o afacere construită în jurul carismei tale și a ceea ce faci tu? Este, sau cel puțin a fost până anul trecut. În acest moment avem uh, un alt business, o platformă online unde nu mai este focusul pe mine, ci adun lângă mine alți antreprenori, alți experți care vin cu expertiza lor, fiecare cu cursuri care să te ajute specific pe anumit domeniu și la care tu ai acces pe bază de abonament. Un fel de, nu știu, un acces foarte ușor și n-aș spune cuvântul ieftin pentru că nu vreau să scad valoarea la ceea ce este acolo, dar. Accesibil. Accesibil pentru cât de valoroasă este informația pe platformă, tu să poți să plătești una, să închiriezi practic cursurile, nu să le cumperi. Cred că ai simțit cumva zona în care vreau să te duc. Una dintre lecțiile de management pe care le primești în orice carte e să crești afacerea astfel încât să funcționeze și fără tine, să nu fie dependentă de un om sau exact. de un grup de oameni. Exact. Practica asta încerci tu să faci acum sau asta încerca să faci? Da, deja firma mea în urmă cu 2 ani de zile funcționa în absența mea în sensul că eu eram doar speaker și făceam evenimente și toată firma era condusă de către un director executiv, dar cu schimbarea modelului de business în care am dus totul în zona de online, am revenit în firmă ca să creez echipa actuală și să meargă din nou în zona care funcționează fără proprietar. Cei care ne ascultă, dacă au o firmă, aș vrea să le dau o definiție care pe mine mă ajută foarte mult. Încerc să ajut clienții mei să ajungă la această definiție, deși este foarte greu de ajuns acolo și pare poate chiar utopic pentru unii dintre antreprenori. Poți să te numești proprietar de firmă doar în cazul în care ai o afacere care funcționează fără tine. Până nu ai afacere care funcționează fără tine, ești angajat în propria ta afacere. Și e greu, pentru că sim, am simțit și eu ani de zile ce înseamnă presiunea de a lua deciziile care se iau în firmă și totul să depindă de tine, nu de o echipă care duce businessul respectiv, chiar dacă echipa este condusă de tine sau de altcineva. Deci asta ar fi idealul. Dar aș vrea să mă întorc un pic la, la întrebarea anterioară legat de antrenor, profesor și așa mai departe. Eu ce le recomand oamenilor, ori de câte ori caută să lucreze cu un consultant, cu un trainer, cu cineva de la care vrea să ia sfaturi, nu te uita neapărat la el, ci uită-te mai rapid la ce rezultate alea au cei care lucrează cu el. Pentru că sunt foarte mulți antrenori de fotbal, de exemplu, care n-au excelat niciodată în viața lor în fotbal. Excelează ca și antrenori. Jucătorii lor sunt excelenți. La fel și la tenis, la fel și multe alte lucruri. Am firme, clienți, care au business-uri de 20, 30, 40 de milioane de euro. Firma mea are doar 2 milioane. Și atunci nu ar fi legitim un om care are un business de 20 de milioane de euro să-și pună întrebarea, dar eu ce aș putea să învăț de la în care are numai 2 milioane? Dar el a înțeles că businessul meu este într-un domeniu, al lui este în alt domeniu în care cifrele poate sunt mai mari, și are ce să învețe în așa fel încât să-și conducă business -ul. Și atunci, aici este provocarea pentru noi să ne uităm la rezultatele celor cu care lucrează un antrenor. Dacă ei performează, atunci este bine. Dacă ei nu performează, atunci nu contează dacă antrenorul face o grămadă de bani. Dacă clienții lui nu excelează, e o problemă. Uh pare un paradox spuneam la început că ești un superstar al domeniului și asta pentru că e, ai avut e mult spus da, <laughs> <nu> <laughs> da sunt mersi, foarte mulți oameni pe această nișă, să-i spunem care să reușească să umple săli, să aducă oameni plătitori de bilete dar și oameni care să nu plătească și să participe la niște întâlniri și pregătiri gratuite. Și da. ăsta e paradoxul la care vreau să ajung. Tu da. ți-ai făcut cumva numele cunoscut și foarte multă lume din comunitatea asta de business a ajuns să te cunoască grație unor întâlniri la care nu plăteau nimic. Da. Gratuite. Cum? Să știi și când, de ce? Când am venit în România și am abordat această, această metodă de promovare, că până la urmă este o metodă de promovare prin care, care există în multe alte domenii, dar revenim la asta mulți din domeniul training au spus că sunt dus cu pluta complet. Cum adică, cum o să faci tu bani dacă faci evenimente gratuite? De fapt, evenimentele gratuite, acele seminarii gratuite pe care le-am ținut 10 ani de zile, îți spuneam înainte de interviu, 6, 6, întâlniri pe săptămână, deci în, în 10 ani au fost peste 200.000 de de oameni la aceste seminarii, le făceam cu dublu scop. Unul, educațional. Era forma cea mai simplă și cea mai ușoară prin care oamenii de afaceri puteau să aibă acces la informații bune fără să plătească bani. Deci ăsta era un, unul dintre scopuri și știam, eu eram conștient că pe termen lung, dacă educ atât de mulți oameni gratuit, ei până la urmă vor să cumpere ceva de la mine. Pentru că dacă gratuit simți valoarea primită, o să te întreb, Bă, dacă gratuit mi-a dat atât de multă valoare, pe bani ce să-mi dea omul ăsta? Și așa s-a întâmplat uh, ulterior în timp să se dezvoltă și business-ul. Și al doilea scop era evident cel de promovare, în sensul că în loc să-ți vând un training, o consultanță în care să spun hai și cumpără de la mine training de 2000 de euro sau consultanță de 5000 de euro, hai și ascultă-mă gratuit. Dacă simți că ceea ce ofer gratuit este valoros, hai să discutăm despre ce putem să facem mai departe. Dar nu vreau să te conving să-mi dai bani fără să știi măcar pentru ce dai banii respectiv. Metodă care dacă ne uităm un pic mai larg în, în economie, este foarte desfolosit. Gândiți-vă la fetele de la supermarket care ne dau să gustăm ceva înainte să-l cumpărăm. Gândiți-vă la dry test ul la mașini, gândiți-vă la o grămadă de firme care oferă ceva gratuit primată ca să-ți arate că ceea ce vând are calitate, are valoare versus prețul pe care îl cer. Și de acolo decizia ta ca și client este mult mai simplă pentru că este o decizie informată, educată, bazată pe experiența pe care ai avut-o, nu pe niște povești pe care le folosești tu ca să convingi omul să cumpere. Sau măcar să vezi dacă ți se potrivește exact, sau exact, nu. Exact, exact. și asta este cazul. Sunt oameni care au fost la seminarul respectiv și au spus, Lorand, tot respectul, dar nu are nicio treabă ceea ce spui tu cu ceea ce vreau eu. Super! Dar măcar n-a trebuit să dai bani pentru asta. Ai descoperit în mod gratuit că nu ne potrivim, nu rezonăm și e perfect. Bun. Și atunci apare un alt paradox. În momentul în care nu plătești un bilet, ești tentat să critici mult mai tare decât atunci când plătești un bilet, pentru că probabil e și sentimentul de vinovăție. Am plătit pentru chestia asta, nu pot să zic că am dat banii pe ceva care nu îmi place. E posibil. Ar existe. putea fi o explicație a taberei care comentează și are așteptări nerealiste de la ceea ce postul livra în aceste întâlniri publice? Poate să aibă, în schimb, unde văd eu oarecum rezultatul uh, categoriei de persoane care vin cu comentarii Critice sau chiar de ură uneori, pentru că sunt comentarii, mie îmi place să fiu activ pe social media să văd ce, ce spun oamenii, pentru că eu știu un lucru oamenii oricum vorbesc despre mine, prefer să fiu în mijlocul lor în timp ce vorbesc despre mine, măcar aflu lucruri, dar sunt multe comentarii pe care pur și simplu trebuie să le ștergem pentru că sunt foarte urâte și acestea le ignorăm pentru că nu e vorba despre mine, este vorba despre cel care comentează. În schimb sunt și feedback-uri constructive care îmi se spun ați putea să faceți mai bine aici și așa mai departe. Eu cred că acest lucru se întâmplă dintr-un motiv, zic eu, destul de simplu. Sunt o persoană care am decis, de bună voință și neslit de nimeni, să mă expun. Puteam să nu spun nimănui nimic, să încep frumos afacerea mea, să construiesc afacerea mea, să fac bănuții mei și să fiu liniștit. Dar am ales, când m-am întors în România, să fiu o persoană publică, să mă expun, să vorbesc în social media, să fac filmulețe, chiar dacă nu vorbesc perfect, chiar dacă fac dezacorduri, chiar dacă mai greșesc, am ales să mă expun cu riscul că o să primești și uh, multe, uh, multă critică. Lucru care se și întâmplă cu cât este expunerea mai mare și cu, cu cât există mai mulți fani, cum am spune, cu atâta crește și uh, critica. Uh, pentru mine este un indicator bun. Dacă nu există critică, înseamnă că nu fac ceva suficient de bine, înseamnă că nu mișc uh, lucrurile. Deci e, e un lucru pozitiv. Îți mai amintești care a fost primul comentariu care te-a motivat, pe care l-ai primit, că tot ai zis că ești eu. Da? activ în rețelele sociale. Au trecut 11 ani de atunci, și au fost, gândește-te că în fiecare săptămână sunt zeci, sute de comentarii negative, pe lângă mii de comentarii pozitive, evident, pe care trebuie să le gestionăm, să le moderăm, uneori să îi benuim și așa mai departe, dar nu, nu țin minte care a fost primul comentariu care să mă fi motivat în acest sens. Da, a fost sunt un multe, comentariu din ăsta negativ care te-a dezarmat și ai zis sunt, că sunt. a trebuit să renunți. Poate, poate nu comentarii, poate mai mult atunci când există ceva un pic mai complex decât un comentariu, poate articole negative despre mine care în esență n-au fundament, adică dacă încep să stai la o discuție cu cel care a scris articolul, el își dă seama că nimic nu este pus pe o fundație solidă din articolul respectiv, dar te lovesc aceste lucruri. Această oarecum ură din partea un, anumitor persoane, lipsa de susținere din partea familiei, prietenii care nu cred. În... Gândiți-vă că la nu știu, primii 3-4 ani de zile n-a venit un prieten de-al meu la seminar. Când am început să-mi cumpăr o mașină nouă, să plec în concediu, când am început să vadă că trăiesc bine, atunci am început să vină la seminar ceea ce pe mine m-a durut, pentru că eu mă așteptam ca primii care să vină să vadă ce fac și să mă susțină, să fie prietenii mei, familia mea. Nici deci măcar familia mea nu înțelegea ce fac. Părinții mei mă întrebă, tu cum faci bani? Cum adică tu investi pe alții să facă bani și ei îți dau bani pentru asta? Dar ce e asta? Pentru că n-au avut pregătirea pe care am avut-o eu să înțeleagă lucrurile cum am înțeles eu în, în, perioada respectivă. Și a fost greu. A fost momente în care, pur și simplu, nu știu dacă vi se întâmplă și vouă sau dacă sunteți expuși să aveți uh, situații de genul acesta, dar te doare până în stomac și ai sentimentul ăla de ai, cum aș putea să scap de asta. Dar a doua zi dimineață te trezești și spui ok, hai să luăm de la început, face parte din succes și mergem mai departe. Cu tot respectul, dăm voie să mă întorc la hai să zicem, puștiu de 20 de ani, da grădinar la momentul respectiv a renunțat la școală viitor incert, după care descoperă această direcție care poate să-i schimbe viața și după aia se întâlnește cu o groază de hate și cu problemele de care mai ai zis, adică o lipsă de înțelegere până și din partea familiei. Cum te-ai găsit tu motivația totuși să mergi mai departe și nu te-ai gândit încă o dată, hai, Poate să o iau pe alt drum. Da. În, în măsura în care tu primești lipsă de susținere din partea prietenilor părinților, în aceeași măsură, zic eu, egală, am primit susținere din partea clienților care îmi spuneau lor în ceea ce facem, ajută foarte mult mesajele pe care le primeam din când în când de la ei, lor, mi-am dublat cifra de afaceri cu informațiile din cursurile tale. Practic, eu simțeam că primesc susținere dintr-o parte de unde nu mă așteptam și nu primesc susținere dintr-o parte unde mă așteptam. De fapt, eu am fost dezamăgit de ce? Pentru că mi-am creat niște așteptări și dezamăgirile în viaț viața noastră există doar pentru că noi ne creăm niște așteptări. Care, dacă nu ne creăm în așteptările respective, nu există dezamăgirea. Și atunci am, am simțit că acest echilibru este corect. N-am simțit susținere de aici, dar am simțit aici. Și pentru mine era foarte valoros ceea ce spun clienții mei despre mine, mai mult mai valoros decât ceea ce spun prietenii mei despre mine, care nici măcar n au fost la un curs să vadă ceea ce fac. Și atunci m-am refugiat oarecum în feedback-urile clienților care erau constructive, care erau de apreciere, care îmi spuneau lor, mulțumesc că există, clienți care spuneau lor, de ce nu ai existat în urmă cu 10 ani când am început firma, sau lor, după ce am fost la cursurile tale, am conciliat pe toată lumea, am și început firma de la zero și acum am un business de 20 de milioane de euro. După patru ani cum este un client concret de al nostru și aceste feedback-uri în timp au construit în capul meu un, o fortăreață puternică încât ura din exterior pur și simplu se, le, se lovește de aceste feedback-uri din partea mai clienților mei care spun nu lorant, tu ceea ce faci este util, fă în continuare. Și ceilalți care spun ești un vânzător de iluzii se lovesc de, de, de acest zid pentru că el nu are cum să-mi spună că sunt vânzător de iluzii din moment ce nu a cumpărat nimic de la mine. Iar clientul care a cumpărat de la mine și îmi spune e super valoros ceea ce faci, e mult mai importantă părerea lui decât părerea celui care nici măcar n-a cumpărat. Lorant Soaresaz, dăm voie să profit de tine că ești aici în studioul Europa FM. Te rog. Ce ar trebui la început de 2020 să ne setăm ca agenda se face acel bucket list, listă de dorințe, dar ceva mai aplicat în zona de afaceri și de dezvoltare personală. Care ar fi niște setări, niște obiective setate realist pentru pentru un în început de an. E în primul rând ceea ce recomand eu clienților care lucrez, fie că e vorba de o firmă și setează obiectivele pentru companie, fie că este vorba despre o persoană individuală care vrea să își seteze niște obiective la început de an, cum obișnuiim să facem, este să uite primul pas este să uite la 2019. Și aici recomand să te la trei lucruri: să analizeze anul care a trecut și să-și pună trei întrebări. Prima întrebare este ce aș vrea să continui să fac din ce am făcut în 2019 și m-a ajutat? Care sunt acea, acea listă de lucruri care mi-au adus beneficii în 2019 și aș vrea să le fac și în 2020? Fă o listă A doua întrebare este: care sunt lucrurile pe care nu mai vreau să le fac? Le-am făcut în 2019, dar mi-am dat seama că nu sunt utile, nu sunt benefice, mă distrag, nu mă ajută la sănătate, nu mă ajută la spiritualitate, nu mă ajută în business și nu, vreau, nu mai vreau să le fac. Deci, un fel de. Uh, antreprenorii sunt obișnuiți să poate să facă to, to listuri. Mi-a place să le spun să facă și niște to listuri. adică. Ce ce să nu faci? Și asta ar fi a doua întrebare. Și a treia întrebare ar fi, care sunt lucrurile pe care aș vrea să le fac mai puțin? Adică nu sunt foarte rele, dar aș vrea să reduc cantitatea de timp, energie, bani care investesc în acea activitate. Din, această, din aceste trei întrebări se naște o listă de lucruri pe care să le fac mai mult sau mai puțin sau deloc. După ce am analizat 2019, recomand să meargă înspre 2020 dar un pic mai diversificat. De obicei, oamenii își setează niște obiective, majoritatea strict din punct de vedere financiar. Vreau să câștig atât, vreau să ajung acolo. Ei, viața nu e doar despre financiar. Sunt mai multe are vieții. Gândește-te fizic cum vrei să arăți, câte kilograme vrei să ai, cât de multă energie vrei să ai, câte ore vrei să dormi, sunt niște obiective pe care poți să le setezi acolo. Gândește-te financiar, într-adevăr, cât vrei să câștigi, cât vrei să economisești, vrei să-ți cumperi o casă, o mașină, poate. Fă niște planuri în acest sens. După aceea, viața spirituală. Cum vrei să arată viața, asta spirituală, indiferent ce înseamnă spiritualitate pentru fiecare dintre noi. După aceea, viața familială. Cât timp vreau să petrec cu familia, câte ore vreau să stau cu fetița mea, lucruri de genul acesta. După care, viața profesională, în carieră. Vreau să cresc, vreau să-mi schimb jobul, vreau să încep o afacere, vreau să închid afacerea. Ce vrei să faci în 2020? Da, ce am vorbit, așa, după aceea este partea mentală. Cum vreau să mă dezvolt mental? Ce cărți vreau să citesc? La câte cursuri vreau să merg? Cum vreau să mă informez? Cum mă asigur că Lorand din 2020, la sfârșitul anului, știe mai multe lucruri decât Lorand din decembrie 2019? Pentru că dacă nu evoluez în cunoștințe, n-am cum să evoluez în acțiuni și dacă nu evoluez în acțiuni, n-am cum să evoluez în rezultate. Este o logică de clasa 1 care spune că dacă vrei toate mai bune, nu poți să faci ce ai făcut până acum. Trebuie să schimbi ceva la ce faci. Ei, n-ai cum să schimbi schimbi ceea ce faci dacă tu știi ceea ce ai știut până acum. Trebuie să, știi, să schimbi informațiile pe care le deții. Și atunci le recomand să se uite un pic mai diversificat. Uh, și ar fi partea de uh, familial, mental, spiritual, fizic, uh, financiar, personal, profesional și social. Da. Cât timp vreau să petrec cu prietenii, cât de des vreau să ies la cină, vreau să plec în weekenduri cu prietenii undeva, să ne setăm un pic obiective mai, mai diversificate, nu doar câți bani vreau să fac. Pentru că nu este vorba despre bani. Cu cât câștigi mai mulți bani, realizezi că banii nu fac diferența în fericirea ta. Avem o imagine ușor distorsionată a consultanților, asta și pentru că sunt foarte multe asemenea afaceri de consultanță în zona publică, a serviciilor publice, unde am văzut că, de fapt, consultanții sunt o portiță de scurgere de, de bani, fără să aducă plus valoare. Care este, de fapt, rolul unui consultant? Ce poate, ce nu poate el să facă? Care ar fi o așteptare realistă pe care ar trebui un antreprenor sau un om de afaceri să o aibă de la tine, de exemplu? Consultant, în primul rând, ar trebui să facem diferența între consultant și coach sau antrenor. Consultantul este cel care face o analiză și îți recomandă ce modificări să faci, te ajută chiar în modificările respective. Antrenorul este cel care te ajută să conștientizezi care sunt lucrurile care sunt, nu sunt ok, care sunt lucrurile care sunt ok și te ajută să conștientizezi care sunt soluțiile, dar să le găsești tu, nu să, le, să vină să le aducă el. Pentru că puterea pe care tu ai ca și om și convingerea cu care implementezi un lucru când tu ai ajuns la concluzia că acel lucru este benefic pentru tine este mult mai mare decât dacă vine de la cineva din exterior. Eu sunt o combinație în acest moment cel puțin cum lucrez cu clienții mei, eu o combinație între cele două, între consultant și coach. Nu sunt nici pur coach, nici pur consultant, în sensul că fac o analiză la firmă după care vin cu niște sugestii de îmbunătățire, bazate pe experiența mea cu alte firme în 11 ani de activitate, dar, în același timp, încerc să-l ajut pe om să conștientizeze niște lucruri, în așa fel încât el să ia singur decizia, vreau să schimb asta, vreau să am mai multă grijă față de angajații mei, pentru că, de fapt, angajații mei sunt firma și dacă eu am grijă de ei, eu să-i aibă grijă de clienții mei, clienții au grijă de buzunarul meu. Deci, este un cerc pe care trebuie să-l respect. Nu pot să-mi baj joc de oamenii mei. Deci, sunt niște conștientizări pe care eu îl ajut să le aibă antreprenorul și el să decidă, începând de astăzi, vreau să să a, 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 arăt mai multă atenție față de angajații mei. Nu să vin eu să-i spun, nu sunt ok salariile pe care le dai, ar trebui să crești salariile. Asta e un, o soluție din exterior pe care s-ar putea să o nu ia atât de ușor. Dar a, nu vă așteptați antreprenorilor să vină consultantul să facă lucrurile în locul vostru. Nu-i nu sănătos pentru voi, pentru că o să deveniți dependent de consultantul respectiv. Cereți consultantului să vă învețe să faceți voi lucrurile în așa fel încât peste un timp să nu mai depindeți de el. De fapt, pentru, asta, pentru mine asta înseamnă frumusețea business în care sunt. Eu vreau să te educ să faci lucrurile mai bine. Nu vreau să le fac eu în locul tău sau să te prind de mine, să depinzi de mine pe tot restul vieții tale. Vreau să te, să te educ, să fii un antreprenor mai bun, să iei decizii mai bune, să eviți greșeli sau dacă greșești, pentru că oricât de mult aș învăța, inclusiv eu fac și eu greșeli, inclusiv anul trecut am pierdut aproape 400.000 de euro în niște decizii stupide pe care le-am avut ca și antreprenor, chiar dacă învăț. Pentru că. Cele mai bune lecții, până la urmă, le învățăm din greșelile proprii și dând cu capul. E bine să ai. Uh posibilitatea să-ți permiți să greșești S și, să și după să aia, aia să-și revii, da, pentru da, că pentru alții asemenea da. greșeli eu sunt capă de, da. de drum. Să știi că au fost, scuze, au fost interesant că atunci când am, am vorbit public despre pierderea de aproape 400.000 de euro pe care am avut-o, foarte multe persoane au întrebat, cum se poate tu, Laurent, care învăț pe alții să facă business, să pierzi tu 400.000 de euro? Întrebare legitimă. Da, foarte puțin au fost cei care au întrebat, bă, dar tu cum ai avut 400.000 de euro să-i pierzi? Asta e întrebarea mai bună. Pentru că dacă știu să fac 400.000 de euro, n-am nicio problemă să-i pierd pentru că o să-i fac din nou. Dovadă că în timp s-a și recuperat și am depășit sumele respective fără nicio problemă. Deci aici este esența până la urmă urmei. De greșit, greșim. Puterea de a ne ridica atunci când greșim este ceea ce face diferența. Pentru că de căzut o să, cazim, o să, o să, o, o să cadem toți. Indiferent că ești bun, indiferent că ești milionar, de căzut o să cazi. Cât de repede te ridici și dacă te ridici, asta deja este altă poveste? Vorbeam de uh, ideile astea preconcepute sau uh, false pe care le avem despre zona în care activezi de business coach și de consultant. Uh -huh. Iar și în corporații există câteodată niște balauri consultanții care vin de la nava mamă din, din afară și care pare că îi impun niște direcții. Care este, de fapt, puterea reală a unui consultant. În, în asemenea cazuri, el vine să impună niște lucruri sau vine să pregătească pe cel care a trebui să implementeze acolo să ia niște decizii? Un consultant bun ca să poată să aibă un impact real într-o companie de genul acesta ar trebui să înțeleagă un pic uh, specific, lucrurile specifice locale. Culturile sunt diferite, felul în care oamenii reacționează e, e diferit. Dacă vii cu reguli nemțești în România. Nu cred că o să poți să le implementezi exact așa cum este în firma mamă în, în Germania. Și atunci, un bun consultant vine aici, înțelege cultura, înțelege cultura organizațională din filiala din România și încearcă să, să adapteze regulile acelea bune, care sunt bazate pe experiența lor de ani de zile din acele țări, să le adapteze la cultura și la tipologia angajaților din, din România. Uh, foarte, foarte rar se întâmplă, în special în companiile cu adevărat sănătoase și bune, consultantul să fie atât de rigid încât să spună nu regulile care sunt în Germania, trebuie să fie și în România. Ei, de obicei, sau ar trebui să fie flexibili, să înțeleagă, nu, trebuie să luăm principiu bun din Germania și să vedem cum îl adaptăm în România. Lucru care a trebuit să-l fac și eu când am întors din Portugalia în România. Eu am învățat de la cei mai mari din lume, cea mai mare firmă de business coaching din lume, m-am învățat să fac business și să predau business. Dar nu puteam să aplic toate lucrurile pe care le-am învățat în Portugalia și în România, pentru că piața era diferită. Suntem cu 10 ani în, în spatele Portugaliei ca și dezvoltare. Anumite lucruri pe care le făceam acolo, în România nu există. Anumite lucruri care nu mai sunt la mod acolo, prin mod aici. Deci era o piață diferită, trebuie să ai această inteligență și acest lucru îl recomand și celor care merg la un curs, ascultă un audio, citesc o carte, filtrează tot. Nu lua ca și cum ți s-ar turna în cap informația și acum așa trebuie să faci. Filtrează, folosește-ți inteligența. Nu crede în nimic în ce spun eu. Folosește-ți scepticismul să filtrezi tot și să pui sub în întrebării. Oare chiar așa este cum spune Lorand? Hai să văd, hai să testez. Și dacă funcționează, o să-i mulțumesc. Dacă nu funcționează, o să-i dau feedback, să-i spun, Lorand, acel lucru pe care mi l-ai spus, uite, n-a funcționat, poate schimb. Super. Filtrează folosește scepticismul. Eu, eu obișnuiesc să spun oamenilor, fii sceptic, dar nu fi ignorant. Scepticul zice, nu cred, dar încerc. Ignorantul spune, nu cred. Bă, dar încerc. nu cred. Dar încerc, nu cred. Dar hai să vezi, nu cred. Nu fi ignorant, fi sceptic. Te-ai întâlnit în manii ăștia cu sute, cred că mii de oameni de afacere, antreprenori sau oameni care își doresc pur și simplu să încerce să facă ceva. Care crezi că este principala greșeală sau principalul lips cu care noi pornim pe acest drum al antreprenoriatului, a, a face ceva pentru noi, cu forțele noastre, nu într-o organizație care e deja formată? Mulți ani am zis că cea mai mare greșeală este lipsa de educație antreprenorială. Noi, rom noi în România, avem economie de puțină, de 30 de ani avem o economie liberă în care putem să învățăm și noi să facem business cum trebuie. Și din cauza asta suntem copii în a face afaceri, în a ști cum să facem afaceri, și mulți ani am spus că asta este problema cea mai mare. Uh, ulterior mi-am dat seama că, de fapt, problemele cu care sau handicapul cu care plecăm noi în afaceri, fie că acum am deschis afacerea să avem de puțin timp, este frica pe care o avem față de tot ce există în jurul nostru. Frica de părerea celorlalți, frica de uh, părerea clienților, frica de uh, părerea angajaților. De exemplu, eu am convingerea că, în acest moment, sunt foarte multe firme mici în România, care sunt mici pentru că proprietarul este prea mult preocupat cu ce cred ceilalți despre el și despre firma lui. Din cauza asta nu are curajul să angajeze mai mulți oameni, pentru că mai mulți oameni înseamnă și oameni nemulțumiți, și unii care pleacă, și îl preferă să rămână cu doi care îl iubesc ca și cum ar fi tatăl lor. Nu vrea să aibă 200 care există o rată de, de rotativitate a angajatului, e absolut normal în orice companie. Nu vrea să vândă foarte multe produse, pentru că la multe produse vândute există și reclamații, există și clienți nemulțumiți, există și retururi, și ca să nu trebuiască să înghită aceste lucruri, preferă să nu crească, subconștientul lui sabotează orice creștere, pentru că el este mult mai preocupat de ce cred alții despre ceea ce fac eu, de, decât despre am un produs bun, am un serviciu bun, trebuie să-mi servesc clienții cum pot eu mai bine. Și cred că asta este un handicap pe care îl avem, această frică de ce o să zică lumea. Această frază, ce o să zică lumea? A murit mai multe business în România decât orice lege, orice impozit, orice criză, orice altceva. Ce o să zică lumea? Lorand Soaresas, am păstrat pentru final vestea bună. Sfaturile pe care tu le oferi oamenilor gratuit, cu generozitate, le oferi la Europa FM, începând din 2020, în foarte scurt timp. Ce ar putea să afle oamenii ascultându-te pe frecvențele Europa FM? Înainte de toate vreau să vă spun că mă bucur foarte mult pentru că sunt un ascultător de al vostru și eu când am venit prima dată la Europa FM eram ceva de genul, vă auzeam pe voi vocea voastră pe coridor și ziceam, oh, ăsta e Teddy, ăsta e ăla, pentru că vă recunoșteam și mă bucur foarte mult că pot să contribui acestei Ascultătorilor în primul rând, pentru că despre ei este vorba aici. Ce o să, sau de ce merită să asculte aceste pastile pe care o să le facem pentru Europa FM? Vreau să abordăm două zone: zona de dezvoltare personală și zona de business. O să intercălăm pastilele acestea, să dăm pastile despre creșterea noastră. Până la urmă, urme, visul meu cel mai mare este să contribui cumva pentru ascultătorul care ascultă acest post radio, să îi îmbunătățesc viața fie printr-o informație care să-l ajută să performeze mai bine la locul de muncă, fie printr-o informație prin care să prindă curaj să-și dea demisia de la un loc de muncă, fie printr-o informație care ajute să deschidă firma sau să-și crească firma, orice îmbunătățire care se poate întâmpla în viața lui profesională sau personală, eu sunt fericit. Și atunci mă voi concentra în aceste pastile să aduc informații care să-i ajute în acest sens. Să poată să crească frumos, să crească intelectual, să crească profesional, să crească financiar și de ce nu în timp să putem să primim și acel hit care vine oricum, dar și acele feedback-uri care să spună, Laurent, am ascultat la un moment dat la Europa FM o pastilă, de acolo am decizia asta și uite ce s-a declanșat în viața mea, mulțumesc Europa FM. M-aș bucura foarte mult să putem să avem acest impact în viața oamenilor. Laurent, practic a trebuit toate informațiile să fie pă, ca o deschidere pentru a cunoaște, pentru a cerceta mai mult, da. nu ca o un adevăr absolut Așa pe care să-l iei și să-l implementezi în viața ta. Ar fi stupid din partea mea să cred că știu tot sau că dețin adevărul absolut. Sunt și eu în continuă dezvoltare și învățare și ceea ce pot să fac eu pentru ascultători este să împărtășesc din ceea ce știu până în acest moment. Dar, la rândul meu, trebuie să învăț în continuare, trebuie să fiu cu mintea deschisă, să mă dezvolt, pentru că este singura metodă prin care pot să evoluez. Lucru care este valabil și pentru cei care ne ascultă. Sas, bun venit la Europa FM și. Mulțumesc, îți mulțumesc mult. că suntem colegi din acest an. Mulțumesc mult! Oameni de milioane cu toader rpăul la Europa FM!